Comuna Pietrar se mândrește cu noi investiții în mediul privat menite să aducă un plus în dezvoltarea economică a localității. Profitând de peisajul pitoresc al zonei de deal, un localnic a decis să construiască o pensiune agroturistică, investiție care a depășit suma de 500.000 de lei. Bani accesați prin grupul de acțiune locală Valea Ialomiței. Tot pe bani europeni s-a ridicat o altă afacere în domeniul serviciilor, un salon de înfrumusețare dotat la cele mai înalte standarde, care să deservească acum populația din zonă și totodată să creeze noi locuri de muncă. Proiectul a costat peste 244.000 de lei, proiect accesat de asemenea prin intermediul grupului de acțiune locală Valea Ialomiței. Tot în comuna Pietrari, un alt investitor privat a decis să inițieze o mică afacere cu un atelier de mobilă, în vreme ce un alt localnic a ales să vină în întâmpinarea pomicultorilor din zonă, construind un depozit de fructe. Autoritățile publice locale au inaugurat la finele săptămânii trecute cele patru investiții considerate de bun augur pentru localnici. Am început în aprilie, am dat ordinul de începere a lucrărilor. În mai am putut să pornim pentru că a fost vremea nefavorabilă, iar în septembrie am fost gata. Proiectul a fost lansat undeva acum vreo 2 ani și jumătate în urmă, dar condițiile au fost de așa manieră încât n-am putut să pornim mai devreme. Lucrarea e frumoasă, sper să fie benefică și pentru comună și pentru noi. În primul rând am gândit că aici există potențial. Sunt fructe multe care trebuie să acum crescute sănătos, pentru că altfel degeaba am făcut noi depozitele. Dacă ele nu sunt crescute sănătos, nu avem ce să depozităm. Adică ar trebui și cei care sunt aici, lucrează în pomicultură, să lucreze cu mai puține chimicale sau, dacă lucrează cu ele, să știe cum să lucreze cu ele. Este foarte important să fie pregătiți în ceea ce fac. Avem 2-3 investiții făcute pe grupul de acțiune local și președintele grupului de acțiune local este între noi și avem poate obligația morală, efectiv, ca domnul Ana alături de noi să ne spună câteva cuvinte de ceea ce înseamnă grupul de acțiune local, de ce înseamnă dezvoltarea în comunitatea Pietrari și în comunitatea grupului de acțiune local. Suntem într-o comună care făcea parte dintr-un areal unde nu se întâmpla mai nimic, Pietrari. Practic, 2015 pentru Pietrari a început ieșirea din anonimat. Aici s-au investit circa 1 milion de euro pe Programul Național de Dezvoltare Rurală. Această investiție a fost pe PNDR la nivel național, de aceea a și durat aproape 3 ani de zile. Și aici este diferența între ce înseamnă proiecte pe grupul de acțiune locală, că e Valea Ialomiței sau, eu știu, Arcul Târgoviște, unde durata implementării unui proiect se reduce foarte mult, la maxim 7-8 luni, și Programul Național. De ce? Pentru că la nivel de GAL concurența se manifestă la nivelul localităților componente. Noi am fost 7 localități, pe fiecare localitate s-au investit în medie 400 și ceva de mii de euro. În primul rând vreau să vă mulțumesc domnului primar că, pentru invitația, că m-ați invitat din partea Consiliului Județean de Bistrița. Al doilea rând vreau să felicit pe cei 4 investitori, inclusiv pe soția noastră și încă ceilalți 3, domnul Adrian și doamna Anumarie, pentru curajul că a promovat și a putut să acceseze fondurile europene. 3 din cele 4 investiții private inaugurate în comuna Pietrari au fost proiecte accesate prin intermediul grupului de acțiune locală Valea Ialomiței. Împreună cu autoritățile locale și ceilalți membri ai asociației, se lucrează pe viitor la noi proiecte care să beneficieze de finanțare prin programe europene.